Este vorba de facultățile de inginerie mecanică, inginerie electrică și cea de științe economice și administrație publică. Proiectul Centru Integrat de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de Fabricație și Control, MANSID, al cărui contract a fost semnat săptămâna trecută, este cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operațional sectorial Creșterea Competitivității Economice, axa prioritară 2, Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, domeniul major de intervenție 2.2, investiții în infrastructura de CDI. La competiția Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD, laboratoare, centre de cercetare, ce s-a desfășurat în anii 2013 și 2014, s-au depus 120 de propuneri elaborate de universității de stat, Institute Naționale de Cercetare, Dezvoltare și spitale. Un număr de 19 dintre cele 49 de universități au câștigat proiecte finanțate sau au avut aplicații propuse pentru finanțare în cadrul acestei competiții. Este vorba despre un mare centru care cuprinde 11 laboratoare, din care 6 sunt noi. Cele 6 laboratoare noi se vor forma în spațiile existente, deci, așa cum v-am spus, nu va exista o construcție nouă. 3 dintre ele vor fi în corpul C al universității, la mansardă, apoi unul va fi în corpul N, unul în corpul D, unul va fi cel care este gândit pentru incubator de afaceri, pentru a porni întreprinderi spin-off sau start-up, în special dedicate studenților care au idei de afaceri, dar și pentru companii în care se preconizează transferul tehnologic, în special valorificarea multitudinii de brevete de invenții pe care universitatea noastră le are. Acest incubator de afaceri va avea ca spații alocate un spațiu în căminul 2 și într-o sală care până acum a fost exclusiv dedicată activităților de învățământ și în acest corp de clădire, în corpul E. De asemenea, vor fi încă 5 laboratoare care vor fi îmbunătățite din punctul de vedere al echipamentelor tehnologice. Cui vor fi destinate? Vor fi destinate în special doctoranzilor, postdoctoranzilor și cadrelor didactice universitare care vor cerceta în cadrul acestor laboratoare noi și foarte puțin pentru masterat, în special pentru întocmirea lucrărilor de disertație, deoarece sunt echipamente extrem de performante, cu care sperăm să îmbunătățim cercetarea suceveană și să facem ca universitatea să se cheme cu adevărat o universitate de cercetare și de educație, nu așa cum ne-a clasificat domnul Funeriu, doar într-o universitate de educație. Din punct de vedere financiar, este proiectul cel mai mare pe care l-a avut universitatea de-a lungul timpului. Echipa de management a proiectului va fi formată din profesor universitar dr. Inginer Adrian Graur, director proiect, profesor universitar dr. Mihai Dimian, coordonator științific, profesor universitar dr. Inginer Dumitru Amarandei, conferențiar universitar dr. Inginer Aurelian Rotaru și profesor universitar dr. Inginer Constantin Filote. Acum urmează etapa de implementare a proiectului, se lucrează la caietele de sarcini și se speră ca în aproximativ 2 săptămâni să poată fi începute licitațiile pentru achiziționarea echipamentelor. Suntem la punctul în care construim caietele de sarcini. E activitatea, de fapt, și de risc maxim în cadrul proiectelor europene, pentru că corecțiile financiare în România au fost, în principal, axate pe zona achizițiilor, în special datorită greșelilor din caietele de sarcini. Suntem foarte atenți la conținutul acestora, pentru ca nicio autoritate a statului să nu ajungă să considere că am favorizat sau am limitat accesul la licitații a vreunui operator economic. Sunt foarte multe achiziții, avem de achiziționat peste 130 de echipamente,
Dintre acestea, 21 individual au valori peste 100.000 de euro. Este chiar și indicator de proiect faptul că trebuie să achiziționăm 21 de echipamente care depășesc valoarea estimată acum la început de 100.000 de euro. Sunt, practic, licitații de lungă durată și pe care sperăm să le derulăm fără surprize, de niciun fel, și să ajungem la începutul anului 2013 să vă invităm pentru a vedea... 2016, mă scuzați. Să vă invităm să vedeți cum arată noile laboratoare și noile echipamente achiziționate. Licitațiile, în cazul cel mai optimist, în cazul în care nu vom avea nicio contestație, ar trebui să înceapă la începutul lunii iunie. În care nu... Adică deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor și semnarea contractelor. Deci să fie licitațiile, ar trebui să apară în SEAP în 2 săptămâni. Obiectivul specific al proiectului constă în dezvoltarea componentei antreprenoriale prin inițierea de noi proiecte, colaborări de cercetare-dezvoltare și intensificarea relațiilor cu agenții economici naționali și internaționali. Prin implementarea acestui proiect, USV, prin intermediul centrului, își propune să faciliteze relațiile de cooperare internațională, intra- și transeuropeană și integrarea în sistemul științific european.